Ne întoarcem în țară. Cântărețul Dorian Popa s-a ales cu dosar penal după ce a fost oprit în trafic de polițiști și testat pozitiv pentru consum de droguri. Ne dă toate informațiile colegul meu Bogdan Borza. Bogdan, bun găsit! Ce se știe până în acest moment? Bun găsit tuturor! Vineri seară s-a petrecut totul în localitatea Domnește, aproape de locuința lui Dorian Popa. A fost oprit de către polițiștii rutieri în trafic. Era îmbrăcat doar cu un halat, spun unele surse, iar acesta a fost testat de către polițiști cu aparatul drug test, fiind testat pozitiv cu substanțe interzise. Conform unor surse, vorbim despre cannabis. Acesta este substanța la care a fost testat Dorian Popa, pozitiv de către polițiști, însă aceasta nu reprezintă o probă oficială în dosar, cum spuneau și polițiștii, pentru că știm că testul acesta mai greșește uneori. Dorian Popa a fost dus ulterior la spital pentru a fi prelevate și niște probe biologice pentru a se stabili cu exactitate dacă acesta a consumat sau nu cannabis, pentru că el a declarat polițiștilor că nu a consumat, ci a inhalat de la altcineva la o petrecere la care a participat. Dorian Popa a rămas fără permisul de conducere. I-a fost suspendat până la rezultatele oficiale din partea Institutului Național pentru Medicină Legală și de asemenea a fost deschis și un dosar penal pentru conducerea sub influența substanțelor interzise.